Să română, bună ziua, bine ne regăsim, cred că la prima conferință de presă din acest mandat 2016-2020. Câteva lucruri legate de activitățile curente care s-au petrecut în perioada următoare. Din punct de vedere a poliției locale, ne bucurăm că nu am avut probleme deosebite. Probleme care țin de rutină, avem programele săptămânale și rapoartele care ne s-au înaintat, tocmai pentru că nu sunt probleme speciale. N-am să intru în detaliile acestor rapoarte. Avem și raportul lunii iunie, când angajații poliției locale au participat la un număr de 234 de misiuni planificate, atât pedestre cât și auto, cu supravegherea principalelor obiective din municipiul Roman, a unităților școlare, a unităților sanitare, a zonelor sesizate de cetățeni, cu anumite probleme pe anumite tipuri de contraveniențe sau infracțiuni, cum ar fi zona Antompan, Bogdan Dragoș, Mirodav, Aliatul Vladimirescu, zona Danubiana, Gară, zona Fabricii, Mihai Viteazu, Bulevardul Republicii, cartier Nicolae Bălcescu, cartier Pietru Rareș, piața centrală, piața Smirodavă, inclusiv cu combaterea unor activități, cum ar fi pirateria în zona piața centrală, Tic-Tac, sau combaterea comerțului ambulant, în special în zona gang pietonar Ștefan cel Mare, piața centrală. De asemenea, împreună cu Poliția Romană au fost organizate 21 de misiuni, în general pentru combaterea cerșetoriei, a furturilor din auto și buzunare în zonele aglomerate. Și această activitate a Poliției Locale pe parcursul lunii iunie s-a concretizat prin 72 de avertismente verbale, 8 cerșetori găsiți și sancționați contravențional, infractori prinși și predați Poliției Municipiului 3 pentru furt portofel pe strada Prodoarbore, furt obiecte sanitare în complexul Moldova, tentativă de furt din locuință în strada Banatului. Reclamații și sesizări rezolvate pe perioada lunii iunie, 267, în scădere față de perioada anterioară. În total, avertismente scrise aplicate 83, în special la regulamentul de gospodărie, întreținere, curățenie și estetică a municipiului Roman. Amenzi aplicate 72, în valoare totală de 14.200 de lei. Pe legi, pe hotărâri de Consiliu, funcție cum au fost ele aplicate. În cadrul dispeceratului, activitatea agenților celor 5 care au preluat plângerile scrise și sesizările telefonice au cuantificat un număr de 267 de sesizări, din care 28 scrise, 36 verbale, 203 telefonice. Din primele, să spunem așa, ca top, ca problematică, a fost tulburarea liniștii locatarilor de către alți locatari, cu zgomote puternice sau muzică la volum maxim, sau grupuri care se adună în părculețe sau în jurul blocurilor sau pe terenurile de sport, dar și a unor grupuri de tineri cu skateboarduri în pietonalul Ștefan cel Mare, după cum și a unor persoane fără adăpost care vorbesc urât, fac mizerie și consumă băuturi alcoolice pe stradă. Acestea ar fi pe primul loc turburarea liniștii publice. Apoi ar veni în ordine apelarea la mila publică, altercații, conflicte, adrese de înjurie, amenințări, depozitare de gunoi sau materiale rezultate din demolări pe spațiul public. Cam acestea ar fi dintre cele mai des întâlnite. În cadrul compartimentului cu atribuții pe linie de evidență a populației, pe parcursul lunii iunie, au fost verificate un număr de 152 de persoane majore în vederea înștiințării de prezentare la sediul Direcției Locale de Evidență a Populației pentru reglementarea situației pe linie de evidență a persoanelor. În cadrul compartimentului control mediu, au fost mai multe sesizări care ne-au parvenit cu privire la creșterea și îngrijirea de animale ce provoacă disconfort vecinilor prin miros în strada Martir Cloșca,
De altfel, proprietarul animalelor a fost sancționat contravențional și s-a pus în vedere întreținerea permanentă a curățeniei la adăpostul de animale și depozitare de materiale de construcție pe spațiu verde aferent blocului 6 din Tudor Vladimirescu, spațiu care a fost degajat în prezent agentului de poliție locală fără a fi afectată vegetația. De asemenea, transmiterea unei somații pentru curățenia toaletară și igienizarea unui teren situat pe strada Perișorului, numărul 6, proprietarul s-a conformat cerințelor, salubrizarea unei suprafețe de teren situate pe Toma Stelian, numărul 102A, la fel, problemă rezolvată. Activitatea poliției locale din cadrul compartimentului disciplina construcții și afișaj stradal, au fost soluționate două sesizări cu privire la refuzul unui locatar din blocul 10 Mihai Viteazul de a efectua reparații necesare pentru stoparea inundării apartamentului vecin și executarea unor lucrări de construcție a unui acoperiș la blocul 6 din Tudor Vladimirescu fără autorizație. Activitatea polițiștilor locali din cadrul compartimentului control comercial s-a materializat în acțiuni zilnice de combatere a comerțului ambulant, pe trotuare, în ganguri, s-a aplicat un număr de 3 avertismente verbale, 3 avertismente scrise, 15 amenzi contravenționale. De asemenea, acțiuni de verificare a autorizațiilor de funcționare a agenților economici au fost aplicate amenzi contravenționale conform hotărârii Consiliului Local 111 pe 2010 pentru lipsa sau neavizare pentru anul în curs a autorizației. Cu privire la Direcția Locală de Evidență a Populației, vă pot informa că în ultima perioadă activitatea s-a intensificat, la fel ca în fiecare an. E important că toate lucrurile sunt sub control, merge foarte bine. De fapt, suntem considerată direcția care e cea mai cu activitate optimă, operațională din județul Neamț. Mai ales că la noi cărțile de identitate se produc între una și două zile. După cum știți, și la Piatra și în alte părți, timpul care îl dat pentru rezolvare între 3 și 7 zile. Cărțile produse numai în ultima săptămână au fost 338, persoane programate online 93, cărți de identitate eliberate 288, s-au stabilit vize de reședințe 7, din care la Roman 5, cereri de pașaport 57, din care la Roman 34. Total acte întocmite 57, din acestea 29 de naștere, 15 de căsătorii, 13 de deces. Total certificate eliberate 113, 79 de naștere, 18 de căsătorie și 16 de deces. De asemenea, în momentul de față se lucrează la planul de acțiune pentru bâlciu anual. Poliția locală lucrează la această activitate. Și evidența populației este pregătită și pentru afluxul major de cetățeni romașcani care vor veni din străinătate la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. De la Direcția Locală de Impozite și Taxe vă pot informa că în prima parte a acestui an au fost depuse 163 de cereri de acordare a facilităților fiscale, care au fost rezolvate astfel. Au fost acordate 132 de facilități fiscale, în urma cărora a fost încasată suma de 261.517 lei, suma redusă fiind de 147.427 de lei. Cu acel beneficiu de care putea să aibă parte cei care își achitau baza, erau scutiți de 73% din cuantumul penalităților. Două cereri au fost respinse, deoarece nu se încadrau în prevederile OG 44. 29 de contribuabili nu au respectat condițiile facilității. Pentru persoane fizice au fost acestea. Pentru persoane juridice au fost depuse 46 de cereri de acordare a facilităților fiscale, care au fost rezolvate astfel. 35 de facilități fiscale aprobate, pentru care s-a încasat suma de 262.111 lei, iar suma redusă a fost de 122.469 de lei. 11 contribuabili nu au respectat condițiile facilității. De asemenea, ca și situația încasărilor la sfârșitul primului semestru al anului 2016,
putem spune că lucrurile stau bine, în sensul în care pe impozitul de transfer pe proprietate avem 62% încasări, impozitul pe clădiri 86% încasări, impozitul pe teren 127% încasări, taxe judiciare 129% încasări, impozit pe mijloace de transport 97% încasări, eliberarea autorizației 71% încasări, alte impozite și taxe fiscale 106% încasări, venituri de închirieri 64% încasări, venituri de prestări servicii 78% încasări, taxe extrajudiciare de timbre 77% încasări, venituri din amenzi 95% încasări, unul din cele mai bune procente din ultimul timp, asta ca și urmare a măsurii impuse prin codul fiscal, că orice taxă și impozit care se achită trebuie să aibă în primul rând achitarea amenzilor de la rolul fiscal respectiv, diverse venituri 67%, astfel încât am putea spune că la acest moment, pe totalul la prima jumătate a anului, avem 90% încasări. Ceea ce este un lucru foarte bun. De la Direcția Tehnică vă pot informa că în jurul datei de 10-15 august vom avea gata și în interiorul Colegiului Național Roman Vodă, Corpul B, ceea ce ne duce cu gândul că am putea să începem acolo anul școlar următor. Problema care există este vorba de mobilier, demersul pe care noi l-am făcut împreună cu școala prin intermediul inspectoratului la minister nu a dat resurse, nu a dat soluție și deci n-am găsit resurse. Urmează astăzi, după conferința de presă, să am o ședință cu directorul Colegiului Național Roman Vodă, cu administratorul și cu șeful direcției tehnicii din primărie, să viziteze tot în această săptămână, în baza de materiale de la, liceul numărul 1 de sus și în corpul de ateliere de la Roman Vodă, de la corpul B, să vedem ce mobilier avem acolo, ce putem retușa, ce putem repara din el, și ce necesități, ce mai are liceul și ce necesități ar avea prin care să putem asigura la un nivel măcar de calificativul bun începerea anului școlar, urmând ca în fiecare an, pe urmă, să încercăm să mai rezolvăm din aceste probleme. A existat la un moment dat o discuție și chiar am crezut că se va putea rezolva această problemă, ținând cont că Comisia Europeană, Guvernul României și Primăria Municipiului Roman au pus în joc sume importante din bani pentru acest proiect european, care iată se apropie de sfârșit și mulți n-au gândit că vor mai vedea reparat corpul B a Colegiului Național Roman Vodă. Iată că se finalizează în această vară, așa cum am promis. Dar, într-adevăr, partea de mobilier era o problemă pe care am crezut că Ministerul prin Inspectoratul va putea rezolva. Din păcate, această soluție n-a dat rezultatele scontate. Și ca în vorba aceea, te duci în sat și dai de știri via ca să faci cum poți, vom încerca să rezolvăm tot noi această problemă. Nu știu pe de rost. Dă-ți seama. Ei, 5 e o glumă să fie 5 săli. Vorbim de 15, 20, 25. Nu vorbim de o sală, două, trei săli, nu i-ar fi o problemă. Problema e când vorbim de 20 și ceva de săli de clasă. Mai ales că o parte din ele au fost amenajate în acest proiect pe ideea de laboratoare. De asta vreau să am o discuție cu conducerea școlii. Mă interesează în mod deosebit să văd ce au ei ca și dotare din laboratoarele care au existat, ca bază materială, și plecând de ei să vedem ce suport avem și ce putem construi mai departe plecând de la ce au ei. Eu am avut ședința cu directorii în acest an și am început lucrările de igienizare, de reparații la unitățile școlare. Dar aici avem o situație specială ținând cont de acest corp a Colegiului Național Roman Vodă. Da, nu, dacă era vorba de 2, 3, 4 săli, nu ne se părea o problemă dificil de rezolvat. E vorba de multe săli de clasă și, da, o să o rezolvăm. Numai că
Partea grea este faptul că, vedeți, tot pe umerii noștri pică toate aceste lucruri. Nu reușim să identificăm soluții în altă parte. La sfârșitul acestei săptămâni vom avea și gata toate detaliile tehnice pentru primul calup de blocuri ce vor fi depuse pentru anvelopare pe fonduri europene. Noi sperăm ca până pe data de 10-15 august, cel mai târziu, să avem deja și depus proiectul pentru atragere de fonduri europene în acest sens. Vreau să vă spun că este mult mai dificil decât am crezut. Vreau să vă spun că legislația și reglementările în sensul atragerii de fonduri europene pe acest tip de investiții s-a schimbat numai în acest an de două ori de la lansarea ghidului. Lucrurile sunt mult mai dificile decât în primul exercițiu financiar al Comisiei Europene 2007-2013, atunci când am făcut acele blocuri din zona hotelului. Lucrurile se mișcă mult mai greu și sunt mult mai dificil de realizat ca și metodologie de lucru, ca și joncțiune între administrația publică și cetățean și asociație. Vom vedea această experiență, nu ne dăm bătut și vom depune primul calup până la jumătatea lunii august. De asemenea, de la complexul sportiv și de agrement Moldova, vreau să vă spun că în săptămâna anterioară s-a înregistrat un nou record. Au fost prezente aproape 7500 de persoane cu un casăr de 90.434 de lei. Doar într-o săptămână. Numai în weekend au fost aproape 3700 de persoane cu un casăr de aproape 45.000 de lei. Deci numai în două zile. De asemenea și la foișoare, am avut 72 de foișoare închiriate săptămâna trecută, încasându-se 2144 de lei. Ne bucurăm că acest obiectiv este atât de apreciat de romașcani și vreau să vă spun că despre ștrandul din Roman se vorbește nu numai doar în orașele din Moldova, dar și la București. Am fost întrebat, băi, ce ați făcut voi acolo la Roman că se vorbește despre ce obiectiv este? De altfel s-au și văzut că foarte multe mașini din Iași, din Bacău, din Vaslui, din Vrancea, vin la acest obiectiv. Ceea ce înseamnă că, iată, am reușit să creăm până la urmă un interes turistic pe parte de agrement. Dincolo de turismul ecumenic și de tranzit, care erau specifice municipiului Roman, iată că am introdus o a treia componentă a turismului de agrement la Roman, ceea ce ne bucură foarte mult. De la Direcția de Administrație Piețe Obor Bazar, vreau să vă spun că deja parcarea etajată a trecut la partea de tarifare, adică a fost lăsată pentru acomodare și din weekend a intrat la taxare. Și doar în câteva ore, sâmbătă și duminică, că e programul scurt de dimineață, s-au încasat peste 5 milioane de lei vechi. Adică ceea ce înseamnă că e foarte bine. Iar mai ales cât a fost lăsată pentru monitorizare, poate ați trecut și ați văzut că permanent a fost plină. Probabil cât când va fi cu taxă, nu va mai fi chiar așa de plină. Și atunci permanent se vor găsi locuri, astfel încât lumea să se poată mișca și să poată bucura de o facilitate pe care am realizat-o și mă bucur de încă un obiectiv care iată își dovedește utilitatea și contrar unor comentarii, mai ales în perioada de campanie, dar eu înțeleg că campania aduce lucrurile anormale în discuție și afirmații nejustificate, iată că practica dovedește că am avut dreptate. De asemenea, tot de la Direcția Administrației Piețe Obor Bazar a început licitația pentru bâlci și la ora actuală am încasat cam 40.000 de lei din prima etapă. Grosul de acum încolo urmează. Direcția administrativă se ocupă de monitorizarea lucrărilor în școli, de altfel
Mâine dimineață am solicitat să mi se prezinte o listă cu lucrările pe fiecare unitate și modul în care se desfășoară, până la vizitele pe care le voi face personal în unitățile școlare undeva la jumătatea lunii august. Deci până atunci am trimis reprezentanții direcției administrative și diriginții de șantier în școli și aș vrea până mâine dimineață deja să am o evaluare asupra activităților care se desfășoară privind igienizarea, privind lucrările, pentru că s-au încheiat examenele naționale și sigur că trebuie să ne preocupăm de începutul de an școlar 2016-2017. La bibliotecă se lucrează cu program normal cu publicul la sediul nou al bibliotecii, iar la sediul vechi, adică la creșă, se continuă sortarea de cărți. S-a ajuns la partea cea mai urâtă, acolo unde sunt publicațiile, cărțile cele mai cu situații precară, mai distruse. Salvăm tot ceea ce se poate. Important că în aceste publicații, cărți, reviste, nu avem parte de carte rară sau carte deosebită care să fie sub incidența unor stări neconforme, așa încât noi credem că până la 1 noiembrie vom finaliza toată această acțiune, ceea ce se presupune că pentru prima dată după foarte mulți ani, probabil de la inaugurarea inițială a bibliotecii, nu s-a mai făcut o verificare și o inventariere minuțioasă, bucată cu bucată, la nivelul întregii biblioteci. Serviciul situații de urgență monitorizează lucrările pe care eu le-am dictat în urma inundațiilor, a ploilor, a furtunilor care au avut loc în Roman în perioada anterioară. Canalul de la Petru Rareș s-a finalizat de betonat. Se lucrează la curățenia pe canalul Lupeni. S-a finalizat rigolele cu canalele pe strada Perișorului. De asemenea, sunt convins că cetățenii din zona cartierului Petru Rareș așteaptă informații de la mine și trecând la direcția tehnică, sunt în măsură să le comunic faptul că săptămâna aceasta ne vin proiectele pe care le-am propus acolo pentru canalizări și dirijări, colectări de ape pluviale pe străzile Petru Rareș, Avramiancu, Nicolae Bălcescu, Fundătura Crișan. Deci dacă în această săptămână ni văd documentațiile tehnice, ele vor intra în verificare de către direcția tehnică. Ulterior, după orice amendamente, modificări sau neconformități pe care le vom sesiza și vor fi corectate, vor fi scoarse la licitație, astfel încât eu văd că aceste lucrări acolo, așa cum le-am promis, încă din perioada de campanie și le-am spus că vor începe în acest an, îi anunț că vor începe în luna septembrie. Ne ținem de cuvânt și ceea ce promitem și facem, nu facem doar în campanie, așa cum unii s-au învățat să facă, ci facem pentru că chiar trebuie și ne interesează ca oamenii să înregistreze o siguranță și un confort în plus de la etapă la etapă. Sigur, bugetul Romanului nu permite să facem tot ceea ce ne-am dorit noi peste noapte, dar prioritățile pe care le-am creionat vor intra așa cum am propus încă din primăvară-vară la începutul verii. De la direcția de servicii edilitare. Bun, aici aș vrea să vă mai spun că s-au încheiat mai multe lucrări pornite în această primăvară și în acest început de vară. Adică s-au încheiat lucrările de parcări alei în Ion Creangă, în Smirodava, în Aleea Tudor Vladimirescu, în Aleea Revoluției, în Aleea Liliacului, în Anton Pan și în Gloriei. Continuă ultima lucrare prinsă în acest calup licitat, parcare și alei, în zona Bisericii Armenești. Și cu aceasta încheiem acest contract pentru acest an. Acesta a fost volumul de lucrări
după cum ați văzut, pentru că la un moment dat mulți acuzau că se fac numai în anumite zone ale orașului, repet încă o dată lucrări majore care s-au făcut în acest an, în zona Ion Creangă, Smirodava, Aleea Tudor Vladimirescu, Aleea Revoluției, Aleea Liliacului, Anton Pan, Gloriei. Iar ultimul obiectiv se încheie acum în zona centru, zona Biserica Armenească. Și încheiem acest calup de lucrări care a fost licitat pentru acest an. Direcția de asistență socială, alimente distribuite, au distribuit până acum la circa 2000 de persoane, mai e de distribuit pentru 2500 de persoane. Sperăm la 15 august să terminăm. Am propus termen de finalizare, 15 august, distribuirea alimentelor care vin prin programul Comisiei Europene de Susținere a Persoanelor cu situație precară din punct de vedere sociomaterial. Spuneam de Direcția de Servicii Edilitare. Am continuat lucrările și în această perioadă. Și chiar mi-am dorit să le continuăm, să vadă oamenii că nu facem, așa cum se spunea că facem noi lucrări și tragem tare în campanii. Nu, noi tragem tare tot timpul, că așa ne-am învățat și așa mi-am învățat pe oameni. Să lucrăm tot timpul. Și în ultima perioadă am continuat și cu lucrări de confecționat elemente de tâmplărie pentru blocurile din strada fabricii, dar și elemente găsite deteriorate la locurile de joacă din fundătura Păcii și Ion Creangă, dar și în Panainte Donici. S-au confecționat și montaj tacheți la băcile din Smirodava și de asemenea s-a igienizat, s-au definitivat lucrările de reparație, igienizare a bazarului în vederea organizării bâlciului anual. La formația reparații și întreținere drumuri s-a reparat prin asfaltare trecerea la nivel cu calea ferată de pe 85 sensul de ieșire din municipiu, deși am făcut nenumărate demersuri către cei de la căile ferate române, pentru că este atributul lor, nu înțeleg, am discutat și cu poliția municipiului, cu domnul comandant, încât și dânsii serviciul circulație, să facă adresă către CFR, să facem corp comun și să nu ne lase singuri, că nu suntem Mafalda. Cu toate astea n-am putut să lăsăm intrare așa în oraș și am adus-o la niște condiții cât de cât umane de a putea circula, că erau inumane de-a dreptul. Acolo o problemă foarte mare care trebuie rezolvată este faptul că terasamentul e prăbușit. Este faptul că șuruburile care vin și ancorează șina de cale ferată și acolo șuruburile, să nu înțeleagă cineva că vorbim despre niște șuruburi de 10-20 cm, cele mai scurte sunt de 1 metru și cele mai lungi de 1,40 m, sunt fracturate. Sigur că joacă și jucând distruge întregul terasament din zonă. E o problemă majoră acolo. Noi le-am făcut cunoscut. Noi insistăm încă o dată și rugăm și Poliția Municipală să se implice în a le atrage atenția în, la modul cel mai serios, așa cum am făcut-o și noi. De asemenea, s-au finalizat, cum vă spuneam, asfaltarea parcărilor din strada Aleea Tudor Vladimirescu, am finalizat asfaltarea trotuarului de la blocul 1 din strada Tineretului și s-au asfaltat zone rămase în urma intervenției societății APASERV. Pe Roman Mușat, pe Caterina Teodoroiu 37, în Ecaterina Teodoroi, intersecție cu Olteniei, Ieremia Grigorescu 5, Dumbrava Roșie, Sucedava 204, Nicolae Bălcescu 120, Fănel Ciupitu numărul 3, Cerburului, intersecție cu Victoriei, Oituz, zona magazinului Elma și împarcarea pentru taxi din fața băncii Bancost, dar și în zona sensului giratoriu favorit. De asemenea, am început amenajarea străzii fundătura Perișorului. Eu cred că până la sfârșitul săptămânii gata. Stratul de uzură a fost aplicat în totalitate și 20% din stratul de uzură a fost aplicat. Eu cred că în această săptămână vom finaliza.
E vorba acolo și de escavat, adus la nivel, balastat, compactat, aplicat stratul BA25 și aplicarea stratului de uzură. S-a balastat și compactat rigola pe 85 zona Maricoin, aplicat de asemenea plombe acolo unde a mai fost nevoie la intervenții. Pe partea de parcuri sere, spații verzi, s-a cosit și a adunat iarba pe circa 60% din suprafață din parc. S-a pavat cu piatră ornamentală culoarul de la trecere insula Cascadă. S-a tuns gardul viu și transportat materialul vegetal rezultat. Curățit fântânile arteziene, reparat instalația de alimentare cu apă la grupul sanitar, înlocuit chederile de cauciuc la embarcațiuni. Activitatea de agrement cu embarcațiuni pe lac și închirierii teren de sport a adus încasări de 10.600 de lei în aceste ultime 10 zile. De asemenea, s-a confecționat și montat panouri, bănci, șah, insula Cascadă, s-a reparat împrejmuirile la adăpostul de păsări, s-au reparat hidrobicicletele defecte, s-a înlocuit planșeul de lemn la topoganele de joacă, s-a deratizat și deparazitat parcul pe forții proprii cu echipa noastră. De asemenea, formația de spații verzi a intervenit cu cositul în favorit, Bulevardul Roman Mușat, zona Bazar, Biserica Armenească, Anton Pan, tuns gardul viu în Anton Pan și planta senciul giratoriu florilor, favorit alveole pompieri. De asemenea, continuăm cu partea de toaletări spații verzi, mai ales după cum vedeți, fiind cald, dacă mai și plouă, imediat se observă că crește ca din apă. De asemenea, dacă vorbim despre serviciu energetic și iluminat public, s-au dezafectat coloanele nefolosite la centrala termică a primăriei, am început în sfârșit să ne ocupăm și de noi. Știți că cezmarul niciodată nu o să aibă ghetii bune, trebuie să facem și acest lucru. Am avut 14 intervenții săptămâna trecută și 15 acum două săptămâni la iluminatul public pe care le-am rezolvat. Au fost echipate și schimbate mai multe lămpi la iluminatul public, lămpi vechi cu lămpi noi, în Bogdan Dragoș 6 bucăți, în Bulevardul Roma Mușa 3 bucăți, în Ștefan cel Mare 2 bucăți. De asemenea, au continuat lucrările de mutare la centrala termică de la Seră și celelalte remedieri pe care le-am avut la instalații electrice la spațiul asistența socială de pe strada Lăcrămioarelor. La serviciul administrării parcări și semnalizare rutieră s-a executat marcaj longitudinal și 4 treceri de peton pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, zona Ștefan cel Mare, Miron Costin. Dacă nu plouă la noapte, continuăm, că nu putem lucra decât noaptea datorită traficului pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Marcaj longitudinal pe strada Bucovinii și treceri de peton pe Petru Rareș 5 bucăți, Ștefan cel Mare 6 bucăți, intersecții cu Zavodă cu Dumbrava Roșii 2 bucăți. Încep închirierile pentru parcările noi. Pe data de 21.07 vom avea închirieri, licitație pentru zonele Aleea Liliacului, Aleea Revoluției. Săptămâna aceasta am făcut aprovizionări de asemenea cu bănci. Vom monta încă 25 de bănci în asociațiile 38 din Dobrogeanu Ghirea și 53 din Mihail Cogălnicianu. Până la sfârșitul anului, de ceea ce ne-am asumat, am mai avea nevoie de 100 de bănci pe care le montăm în oraș. Sperăm mare parte dintre ele ca promisiuni să le onorăm. În săptămâna aceasta vor continua reparațiile la centrala termică a primăriei, stâlpi și împrejmuire la platforma primăriei, marcajele pe Bulevardul Neae Bolcescu și Dobrogeanu Ghirea, plantările în alveolile de la pompieri. Cam acestea au fost în linii mari activitățile de lucru a direcției servicii edilitare. Eu am scos din rapoarte pe care le primesc și pe care le analizez
inclusiv lunea la operativa mare și vinerea la operativa tehnică, inclusiv cu vizite în teren. Da, se ce locat-o la operativa mică pe care am avut-o, am discutat cu ei și va interveni în asociație la blocul 78 din Republici și blocul 2 din Miron Costin pentru scos apa din niște subsoluri, am rugat să ajute acolo oamenii și am dispus în această săptămână ordine, disciplină și curățenie în cimitirul din Nicolae Bălcescu, unde știți că deja a început activitatea de înhumare. Și am rugat săptămâna aceasta luni să primesc la operativă informații cu tot ceea ce s-a făcut. Privire la apa SERV. În aceste zile vom exita curățare în cămine în Anton Pan, la blocurile 22, 26, 28, 30, 32 și 36, iar cu VOMA, cu autocurățitoarea, la blocul din Roma Mușat 48 scara D și Spirul Haret la numărul 78. Pe apă avem doar 3 probleme, la Tineretului 28, Spirul Haret 64, Roma Mușat blocul 9. În perioada care s-a încheiat, am avut rezolvări la pierderi pe branșament la apă, deci în Bulevardul Republicii 52, în Spirul Haret 52, înlocuiți robinezi de concerții în Roma Mușa, blocul 44, scara C și în Bogdan Dragoș la Micu Popas, pierderea cămin apă în Bucovinei 8, Ciocârlie 150, Martir Cloșca 23, lipsă de presiune în Martir Cloșca 50, pierderi distribuții în Bogdan Dragoș, intersecții cu Islazului, Crângului 10, Grivițe, intersecții cu Vasile Lupu, Păcii 41 și Păcii 47, probleme care au fost deja rezolvate. Pe canal am intervenit curățare cămine în alea Revoluției Colector în avalul de blocul 13A, Spirul Haret 74, stradal între Gheorghe Doja, Tudor Vladimirescu și între Tudor Vladimirescu și Tomas Telian, pe Bulevardul Roma Mușa 48 Scărli D, în Vartul Mărăcineanu, stradal în zona numărul 18B, intersecție cu Tineretului. Aici avem și o problemă de pierdere de apă, acum am dispus să intervină. În Bogdan Dragoș, blocul 7, zona Ecaterina Teodoroiu, alea Lilicacului, blocul 7, scara B, la stația de pompi de api uzate, vidanjare și spălare, la stațiile 1, 2, 3, 6, 7, sistemul de canalizare, 13 Sucedava, blocul 2, cămin colector, numărul 1, Dumitru Mărtinaș, intersecții cu fabrici, alea Revoluției Naval, de blocul 13, a spălare colector, în Spirul Haret, numărul 74 stradal, iar cu autocurățitoarea s-a intervenit în Mihai Minescu, blocul 11, inclusiv trosona Monteș, verificare prin inspecții video la solicitarea primăriei, pentru că avem o problemă acolo neidentificată și continuă această monitorizare și inspecții video pentru ca să știm exact cum stăm. Și unde avem pierderea de apă din zonă care se transferă pentru un fost canal termic. În cea Roseti, blocul 20, în alea Revoluției, blocul 3, în alea Liliacului, blocurile 7, 9, în Tudor Admirescu, blocurile 11, Sucedava, blocurile 42, 44, în Miron Costin, blocul 5, în Spirul Haret, stradal, numerele 70, 74 și Aval, în Bulevardul Roma Mușa, blocul 48, Scaradem, Walter Mărăcineanu, stradal, în Smirodava, blocul 54, 56, zona Vasile Conta, Victor Hugo, blocul 1, Bogdan Dragoș, blocul 7, zona Ecaterina Teodoroiu, alea Tudor Admirescu, blocul 8. Alte activități, detectare și decopertare capac în Sucedava, blocurile 42-44, zona parcare carosabil, înlocuire capac fontă deteriorat, două bucăți în Mihai Viteazu, zona Lidl. Le-am atras atenția de săptămâna trecută când am venit joi, că acolo era un canal păzit de doi piloni în zona Lidl, chiar la trecerea de pietoni, și azi dimineața am primit informații că problema a fost rezolvată. Completare cu capac, de asemenea, ale Revoluției Naval de blocul 13A, demarat reparații la cămin, turnare, planșeu în Bulevardul Roma Mușa, blocul 48, scara D, pe spațiu verde. De asemenea, vreau să vă informez că conform regulamentului aprobat prin hotărâri de Consiliul Local, ne-am propus în acest an ca activitatea comercială să nu mai fie pe străzile Renașterii și Viitorului, ci doar în incinta bazarului și în zona pe care am închiriat-o de la Hidroterm și în fața Bâlciului, chiar acolo în zonă. Adică să creăm o zonă cu o proximitate restrânsă, atât pentru monitorizare, cât și pentru asigurarea afluenților. În această perioadă am înștiințat
cetățenii de acolo, majoritatea au înțeles. Au fost și doi care n-au înțeles, dar dacă n-au înțeles, nu-i nimic, noi ne explicăm o dată până înțeleg. Dacă nu înțeleg nici pe urmă și vor face abuz, vom trece la măsuri coercitive, în sensul că în perioada 28 iulie 6 august se va organiza bâlciu anual Roman 2016. În conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local 135 din 14-7, privind aprobarea, organizarea și desfășurarea manifestării sus menționate, activitatea comercială se va desfășura în incinta bazarului situat pe strada Renașterii, în curtea SC Hidroterm și în parcare din fața bazarului, în zona străzii Colectorului. Căile de afluire, de fluire pe străzile Viitorul și Renașterii vor fi destinate strict traficului pietonal și auto. Dacă există contracte comerciale civile între cetățeni și comercianți, acestea se pot desfășura ca activitate concretă numai în incinta spațiului proprietarului, acolo unde proprietarul poate să decidă, dar cu avizul primăriei municipiului Roman. Nerespectarea strictă a acestei înștiințări conduce la aplicarea măsurilor legale pecuniare. Am dus, am depus, am dat la toți, cu semnături, vedeți, pe fiecare stradă, la fiecare cetățean. În general, oamenii au înțeles că trebuie să trecem la un alt nivel de lucru și de confort pentru toți. De asemenea, săptămâna trecută am participat la vizita de lucru de la stația de epurare din Roman. A fost o vizită, să știți, intempestivă, a ambasadorului Israelului în România, a concertului, a celui mai mare concert din Israel, care a sprijinit până la urmă finalizarea lucrărilor de la stația de epurare. Trebuie să recunoaștem că fără ei ar fi fost foarte greu, dacă nu aproape imposibil. Vă aduceți aminte strigătele pe care mereu le făceam aici și cu regretatul președintea Consiliului Județean Târâță, cu acele operative organizate chiar și în această sală și cu vizitele în teren. 95-96% e finalizat, mai e sistematizarea verticală. Am rămas plăcut impresionat de ce am văzut la fața locului. Așa cum a spus, a fost o vizită la care a participat și ambasadorul Israelului la București, dar și conducerea acestei cele mai mari companii din Israel pe ceea ce înseamnă lucrări de canalizare, epurare și apă, care au venit, au creditat și au sprijinit pe cel care câștigase inițial lucrările și care la un moment dat a intrat în impas. De fapt, a fost o vizită pentru a se analiza încheierea lucrărilor propriu-zise a proiectului cele 6, extinderea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate Roman din cadrul proiectului major, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț. SC Install Service Technology SRL, Mecorot și Mecorot România au fost cei care au participat și au fost prezenți aici, împreună cu, așa cum vă spuneam, ambasadorul Israelului la București. O vizită bună, o vizită de lucru, am discutat, ne-am întreținut, am văzut lucruri frumoase. Ei până luna septembrie vor să încheie sistematizarea verticală și să înceapă probile. Probile pot dura de la 3 luni la 6 luni, dar e important că s-a finalizat lucrarea. Și iată, încă un obiectiv major și important cu acele etape mecanice și biologice finalizate la nivel de ultimă tehnică europeană. Un lucru foarte bun și cred că am avut și noi un rol atunci când lucrurile nu mergeau, nu le-am lăsat să rămână așa, ci am dorit ca ele să se modifice în bine și s-a întâmplat așa. Alte două lucruri pe care vreau să le anunț și am să încerc să închei. Știți că am lansat o campanie, Romașcanii salvează vieți. Inițiator și parteneri sunt Primăria Municipiului Roman în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra Neam, Spitalul Municipal de Urgență Roman. Prin această inițiativă noi dorim să încurajăm locuitorii orașului să doneze sânge și totodată să-i conștientizeze cu nevoia permanentă de produse sanguine din unitățile medicale pe cetățeni, nevoie care poate fi acoperită doar prin efortul nostru al tuturor. Campania se va desfășura în perioada 1 august, 31 august, la sediul punctului fix de recoltare din ambulatorul de specialitate a Spitalului Municipal de Urgență din Roman, strada Tineretului numărul 28, etajul 2. Programul pentru donare este zilnic, între 7 și 11, aproximativ 10 donatori pe zi, conform programării la sediu sau telefonic. Noi propunem să lansăm și un premiu pe care îl vom lansa printr-o tombolă la trageri la sorți dintre cei
dintre donatorii care vor merge acolo, astfel încât să, dincolo de motivarea că a fi donator este o acțiune făcută din suflet pentru a salva o viață de om, pentru că donăm 450 de mililitri de sânge, putem salva până la 3 vieți omenești. Ceea ce e un lucru foarte important. Eu l-am simțit personal atunci când mama mea a trecut prin momente grele și când în centrul de transfuzie nu se găsea sânge și când, aflând mai mulți romașcani, au făcut donații pentru mama mea. Unii dintre ei au fost elevi, alții au cunoscut-o mai bine pe ea, alții mai bine pe mine. Important că a fost un element de solidaritate în jurul familiei mele pe care eu l-am simțit și le mulțumesc și public, le-am mulțumit și personal. Acum fac un apel pentru orice alt romașcan sau cetățean care ar avea nevoie pentru a-și salva viața de o picătură de sânge. Cred că solidaritatea umană este lucru cel mai nobil pe care îl avem oricând în portofoliul umanității noastre și cred că putem da dovadă de acest lucru întinzând mâna spre viața celuilalt. De aceea, până la urmă, donarea de sânge nu presupune niciun risc pentru sănătatea donatorului și până la urmă, din povești, din evenimente, din tot ceea ce analizăm, vedem eroi pe care îi stimăm și îi aplaudăm, fizic sau în suflet. Iată că putem fi noi un erou necunoscut prin donația pe care o facem salvând o viață. Un om aflat la nevoie, un om aflat pe patul de spital. Primăria Municipiului Roman susține și mediatizează această campanie. Mai mult, va oferi tuturor donatorilor, în cadrul derulării campaniei, bilete gratuite de o zi la strandul din interiorul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova. Deci venim cu lucruri concrete. Și, de asemenea, își va înscrie și angajații dornici să doneze sânge într-o bază de date. Iar când centrul de transfuzii va avea fi în criză, aceștia să reprezinte o resursă importantă să-și poată ajuta semenii. Condiții pentru donare de sânge: între 18 și 62 de ani vârsta, greutatea să fie peste 50 de kilograme, să aibă o stare de sănătate bună, iar tensiunea arterială să fie în limite normale, să nu fie avut sau să nu aibă următoarele boli: hepatită de orice tip, TBC, sifilis, malarie, epilepsie, ulcer, diabet zaharat, bol de inimă, bol de piele, de tiroidă, miopie, mai mare de 4 dioptrii, anemie, boli infecțioase, neoplazice, psihice, afecțiuni hematologice, renală, pulminare, intervenții chirurgicale sau stomatologice în ultimele 3-12 luni, femeile să nu fie însărcinate sau în perioadă de lăuzie sau în menstruă. Iată că eu am și spus că sunt foarte multe, nu știu câți mai rămân să satisfacă celelalte condiții, dar cei care într-adevăr se simt ok, cred că pot să fac acest lucru. Înainte de donare se recomandă consumul de lichide, apă, ceai sau cafea, nu altceva, și un mic dejun lipsit de grăsimi, nu se fumează și nu se consumă alcool. La donare trebuie să vă prezentați cu buletin sau carte de identitate în original, document provizoriu de identitate în original, carnet de conducere eliberat în România în original dacă posedă, carnet de serviciu în cazul militarilor, pașaport în original dacă deține, pașaport pentru cetățenii altor state care locuiesc în România de cel puțin un an. La donare se recoltează 450 de ml de sânge, cantitate ce se reface ca volum în câteva zile, iar calitativ în 2 săptămâni. Deci, donarea se poate repeta după minim 2 luni pentru bărbați și minim 3 luni pentru femei. Ca siguranța donării, trusa utilizată pentru fiecare donare este sterilă și de unică folosință. Nu există riscul contaminării cu niciun virus, cu atât mai puțin cu HIV. Senzația de amețeală, leșin după donare este întâlnită foarte rar și este cauzată mai mult de emoții, de oboseală sau de lipsa hidratării. Poți dona doar dacă starea de sănătate îți permite și te simți bine și recomandat să crești consumul de lichid în primele 24 de ore după donare.
Restul tuturor celelalte detalii noi le vom pune și pe site și pe Facebook cu primăriei. Facem acest apel la romașcani să fim solidari și ca o mare familie, așa cum ne-am declarat că suntem, pentru că așa ne-am declarat că suntem, pentru că această sintagmă pe care eu am lansat-o a fost certificată prin votul persoanelor care au susținut această mare familie romașcană, nu? Și dacă suntem o mare familie romașcană, trebuie să fim solidari cu membrii ei. Drept pentru care fac un apel, iar în luna august voi fi și eu unul din donatorii prezenți în cadrul acestui proiect lansat de noi. De asemenea, vă mai dau un element de noutate, un record recunoscut realizat de Dan Stănescu în cadrul zilelor municipiului Roman, tocmai pentru că am organizat zilele municipiului Roman în mai 2016. În cadrul acestui eveniment au participat într-una din zile, parcă pe 20 mai, Dan Stănescu, romașcanul care e recorder mondial, dar și Valahu, Radu Valahu, și au dat mai multe probe. Vreau să vă spun că în cadrul acestor probe, Dan Stănescu a reușit să facă 500 de flotări în 16 minute și 15 secunde, record care a fost recunoscut chiar până la terminarea aproape a zilelor orașului, pe 23 mai, și vă pot prezenta, nici eu n-am văzut până acum, certificatul eliberat de Fundația de Resurse Assist World Records. Acesta este, e un lucru frumos că s-a întâmplat cu ocazia zilelor municipiului Roman, în Roman, de către un romașcan. Ceea ce cred că e un lucru foarte frumos. Îl felicităm, îi urăm mult succes, îi mulțumim că mereu a fost alături de noi, și ca persoană, și ca instituție, și Dan Stănescu fiind unul din colaboratorii noștri și personal și instituțional cei mai vechi, îi mulțumim și urăm mult succes în continuare. Și îl felicităm. Cam acestea au fost informațiile, am încercat să mă încadrez până într-o oră, am reușit, mai cu seamă că nu ne întâlnisem de destul timp și am dorit să vă aduc la cunoștință și principalele activități, lucrări și evenimente care se desfășoară în ultima perioadă, dar și alte lucruri care țin de comunitatea noastră. Dacă aveți întrebări, opt. Câte blocuri intră în primul pachet? 8 sau 10? Uite, nu, 8 sau 10. Deci, oricum mai multe decât ce s-a făcut financiar celălalt. De un calup, de un prim calup. Problema este la, v-am explicat, o metodologie foarte grea, nevoioasă și la lucru greu cu cetățenii. Mulți dintre ei care și-au făcut o parte nu doresc, trebuie să ai 50% plus 1 de acord în prima etapă, câteodată în blocuri ai 50% plus 1 maxim care mai sunt prezenți. Mulți fiind plecați, unii la muncă, alții în concediu, alții cu diferite orice alte activități, și din aceilalți rămași și foarte greu să iei pe toți într-un același spirit. Dar un prim calup îl avem prins la punct și îl vom depune până la mijlocul lunii august. Nu, o luăm așa ca să avem o disciplină a lucrului, da. 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 Și care practic se încheie anul acesta. Da. Și să înțeleg că în primăvara anului viitor urmează să scoți din nou clarificarea. Chiar din această toamnă vom pregăti pentru anul următor și celălalt. Vom pregăti un nou proiect, un nou program. Un nou program. Similar. Tot pe 2 ani. Tot pe 2 ani. De fapt, majoritatea programelor am trecut de la programul de lucru anual la programe multianuale. Este și o practică europeană care lucrează în acest sens. Creează o predictibilitate și o bună viziune și programarea bugetelor. Spuneați că pentru Rareș că au venit documentațiile și urmează să le analizați și... Vor veni săptămâna asta, am spus. Vor veni săptămâna aceasta, am spus. Da. A fost o problemă cu SEAF-ul și nu se puteau face niciun fel de licitații să lucrează pe licitație directă, care
Eu, ca să vă spun drept, a fost o sincopă, într-adevăr, la nivelul SEAP-ului. Eu nu am permis să se facă încredințări directe și am spus chiar dacă mai întârziem, facem pe licitație, pentru că așa e corect și sănătos. Din câte știu eu, s-a dat drumul. Nu e un flux foarte coerent, ca să spun așa, foarte flexibil. Se aplică și noile reguli, dar vom respecta regulile care sunt și vom merge în acest sens pe, în achiziție pe SEAP. Da. Cu plăcere. Mai departe? Nu. Doamna Flora. Eu răspund la toate, doamna Flora. Da, întrebarea dumneavoastră e foarte bună și are un răspuns foarte scurt și concret. Nu poți să ai o echipă care să precizeze cu exactitate ceea ce se întâmplă și acest lucru este confirmat de ceea ce se întâmplă în justiție. Și probabil ați văzut spețe similare judecate cu hotărâri diferite, de asemenea spețe de cele mai fine sau tangente situații la incompatibilitate date ca compatibile, drept pentru care lucrurile se analizează. Eu cred că legislația noastră este cea care în momentul de față este destul de incoerent. Mie nu mi se pare corect ca un consilier local care este directorul unui liceu, de exemplu, în momentul când votăm în Consiliul Local bugetul municipalității, să nu participe la vot, pentru că subsecvent bugetului consolidat se află și parte a bugetului unității școlare pe care o conduce. Nu este vorba de un interes personal. Ar fi vorba dacă ar avea o societate proprie prin care ar trebui să voteze și anumite sume ar putea ajunge la acea societate, înlesnindu-și astfel o facilitate. Într-adevăr, aș vedea-o ca pe o problemă care să țină de o incompatibilitate. Dar atâta timp cât vorbim de un interes public. Până la urmă vorbim și despre situația viceprimarului de la Roman, nu? Viceprimarul de la Roman, ca orice alt viceprimar din România, pe perioada exercitării mandatului de viceprimar, rămâne consilier local. Un viceprimar nu poate fi viceprimar dacă nu e în primul rând consilier local. Prin urmare, el își exercită și atributul de consilier local, având în primul rând obligația să voteze, așa cum se și întâmplă. Printr-o hotărâre de consiliu, consiliul local este obligat prin lege să-și desemneze reprezentantul în Consiliul de Administrație a Spitalului. Consiliul local hotărăște ca unul din consilierii săi să-l reprezinte acolo. Că acela este viceprimarul, fiind și consilier local, e o chestiune de reprezentare a unei instituții publice aflate în subordinea ordonatorului principal de credite și în urma unor decizii care se iau la nivel de comite director, Consiliul de Administrație, Consiliul Local. Adică nu decide cineva singur. Acele sume care retribuie participarea în Consiliul de Administrație, și revin la a doua parte a întrebării dumneavoastră, sunt niște sume modice. E vorba de, nu știu, 5, până de 500 de lei pe an. Pe an. M-ați întrebat care sunt cele retribuite. Consiliile de Administrație a unităților școlare nu sunt retribuite.
Consiliul de la Spital de Administrație este retribuit cu această sumă în jur de 500 de lei pe an și Consiliul de Administrație de la Locato, care e societatea Consiliul Local, care de asemenea are un quantum, știu eu că era, nu mai știu exact acum, dar era între... Acum e gratuit, nu? Dar era între 30 și 50 de lei pe lună. Deci sume mici. Acum eu vă spun un lucru. Eu sunt de principiu că fiecare muncă trebuie plătită. Pentru că o muncă care se face în general, în voluntariat, se face la nivelul bunului plac. Ca la voluntariat. Vreau să vin să plantez niște copăcei? Vin. Nu vreau să vin, nu poate nimeni să mă sancționeze. Decât morala. Iar dacă vin, pot să plantez 1, 5 sau 10. Dar dacă plantez numai 2, nu poate să-mi zică nimeni nimic ca la o plantat 10. Decât morala. Când vorbim de o activitate de competență în care îți pui în slujbă moralitatea, legalitatea, competența și profesionalismul, acolo cred eu că trebuie să existe pentru motivare și conștientizare și o plată. Pentru că la muncă corectă, făcută responsabil, trebuie să existe și o plată corectă. Și cred că v-am răspuns destul de complet la întrebarea formată din cele două părți. Păi acum există. Da. Nu există, că nu-i mandat și n-au obținut autorizație. Și atunci, ce se întâmplă? Cine îți face? Se așteaptă rectificarea, dar nu știu dacă asta nu o să fie negativă. Vedeți cum merg lucrurile în țara asta? Ce situație de rezervă aveți? Știți cum e în bancul ăla când l-o întreba pe Bulă când o câștiga la loto 1 milion de euro, ce o să facă cu ei? Și o zis, păi prima ta să-mi achit datoria la bănci, pe urmă am să achit datoria la vecini, pe urmă am să-mi achit leasing-urile. Zice, cam asta am să fac. Bun, și cu restul, restul să mai aștepte. Așa și aici. O să vedem, o să facem eșalonare, o să încercăm împreună cu Consiliul Județean să identificăm o soluție, o să facem un efort, poate și noi, Consiliul Local, ne bazăm că și Consiliul Județean își va asuma această promisiune, dacă vreți, pe care a făcut-o și, până la urmă, să închidem această problemă. Eu nu cred că este o problemă de nerezolvat. Sunt alte probleme mult mai grele. Dar aceasta, cred că, până la urmă, este o problemă care poate fi rezolvată. Următoarea problemă, aceea de rezolvare a situației juridice a teritoriilor de la Ildeș, o puteți pune pe lista de priorități, în cont de faptul că în contextul judecată de situații de urgență, deja au fost date primele amenzi și după mine. Nu știu, ce se întâmplă? A, bine că nu luăm noi amenzele. E bine că nu le luăm noi. Da, dar e din buzunarul nostru. Nu, cum e a nostru? Că nu-i de la buget local. Așa, nu. Nu-i de la buget local, nu-i treaba noastră aia. Cum? Unii romașcanilor. Cum adică de la romașcani? N-are nicio treabă romașcanul aici. Deci, dacă vă aduceți aminte, eu am pus pe lista Consiliului Local achiziționarea celor terenuri. Așa trebuia să începeți. Domnul primar, ne aducem aminte că dumneavoastră ați vrut să rezolvați această problemă. N-ați formulat frumos de la început. Și noi am vrut să rezolvăm această problemă. Și ați văzut că a fost respins în Consiliul Local atunci. Poate acum avem majoritate. Da, avem majoritate, acum nu avem bani. Că știi cum, când n-ai cu ce, n-ai unde, când n-ai unde, s-ar putea să n-ai cu ce. Așa și acum trebuie să... Asta am vrut să spun. Trebuie reluată discuția, trebuie făcută o reanaliză și, doamna Flora, ca să revin, că am făcut și un spirit de glumă, fiind și perioada estivală, un pic mai relaxată, dar revenind că fiind o problemă serioasă, vă dau un răspuns foarte clar. Nici vorbă să poată fi rezolvată problema aceasta anul acesta.
Nici vorbă. Pentru că aici trebuia să fie, să existe o programare bugetară. Trebuia să fie niște prevederi. În momentul când anul trecut Consiliul Local a respins această propunere a mea, automat, sigur că am previzionat alte priorități. Ea va reintra în atenția noastră, probabil pentru anul următor. Nu probabil, sigur va intra în atenția noastră. Probabil va începe, aici vroiam să spun elementul de probabilitate, achiziția cu anul următor. Dar sigur nu o vom rezolva într-un singur an, pentru că e vorba totuși de niște sume importante pentru bugetul local și romanul nu-i Bostonul să poată să-și permită anumite aroganțe pe unitate scurtă de timp. Noi trebuie să identificăm prioritățile și să le rezolvăm funcții de urgența lor. Drept pentru care eu îmi propun ca în timp de la între 1 și 3 ani, ori 1, ori 2, ori 3, funcție de buget, funcție de alocări, dar după cum vedeți, nici lumea și nici Europa nu trece prin evenimente foarte fericite, ceea ce înseamnă o fluctuație foarte mare a fluxurilor financiare, o creștere, o adâncire a crizei economico-financiare și nu previzionăm că de la anul ar putea să curgă lapte și miere, drept pentru care trebuie să fim foarte atenți, foarte bine organizat, să luăm decizii foarte competente și bune pentru a nu pune nici bugetul, și când mă refer la bugetul, mă refer la sănătatea vieții socioeconomice a municipiului Roman vreodată sub semnul întrebării. Deci lucrurile se analizează, iar ce putem rezolva, rezolvăm, iar pentru o problemă nu răsturnăm căruța în mijlocul drumului. Dar avem în atenția noastră și această problemă. Foarte bine. Suntem pe primul loc pe Neamț. Da, da. Acolo unde nu există... Acolo unde dragoste nu e, nimic nu e. Se amenință cu închiderea... Bine că nu se închide țara, că se închide o clădire, acolo nu e o problemă. Nu, deci școlile stau foarte bine, toate sunt în procedură. Majoritatea deja sunt rezolvate începând din sfârșitul anului 2015 și începutul anului 2016. Celelalte care se află în procedură își pot desfășura activitatea fără niciun alt problemă, iar în general pe clădirile și pe instituțiile noi, acolo unde am făcut modernizări, avem aceste avize a Inspectoratului Situații de Urgență. Încă o dată vă precizez și cu foarte multă satisfacție profesională și fără niciun fel de aroganță instituțională că Romanul stă cel mai bine din județul Neamț cu privire la aceste activități de acreditare și de avizare pe probleme de situații de urgență. Unde să înceapă? Dacă se transportă în prezent sau sunt depozitate tot la depozitul temporar? Tot la depozitul temporar. Până când? Până când se ocupă, termină depozitul temporar. Eu aș vrea până la sfârșitul acestui an să începem deja cu girovul. Dar v-am spus că acest lucru înseamnă chestii suplimentare. Chestiile suplimentare înseamnă bani din bugetul, din buzunarul romașcanului. Pentru că gunoiul costă acum atât, în momentul când alegi și-l transporti de aici până la Girov, costă cu atâta mai mult. Și atunci eu m-am gândit foarte mult și nu m-am gândit doar că eram în campanie electorală, mă gândesc și acum la buzunarul romașcanului, să căutăm să facem lucrurile cât mai bine. Dacă problema era rezolvată de factorii cu nivel de competență pe această problemă și am văzut într-un organ de presă județean prezentată problema asta și eu zic că prezentată chiar destul de bine și de obiectiv, chiar dacă acolo se sugera că s-ar putea și noi să fi avut la un moment dat anumite aroganțe față de județ, dar nu le-am avut. Noi efectiv am încercat să-i protejăm pe romașcani. Vreau să vă spun că problema era deja de mult rezolvată, pentru că una e când faci licitația pe întreagul sistem și obții un preț care poate fi asemănător cu cel practicat acum la Romașcan sau un pic mai mare, sau alta e când el e defalcat pe componente și am un preț deja licitat pe vechea structură și acum îi mai adaug un calup pe ceea ce înseamnă transport. Deci eu m-am gândit atunci la cel puțin trei probleme. M-am gândit la problema că gunoiul nu este selectat și îl duc în groapă neselectat și ducând gunoi selectatul când sunt pasibil de o amendă. Trei, m-am gândit la faptul că trebuie să organizez un transport al gunoiului pe ce fel de tip de mașini, pentru că aici contează și volumul pe care îl transporti pe kilometru, și în același timp m-am gândit și la buzunarul romașcanului că ar fi însemnat o creștere semnificativă. Din păcate,
Dacă până la sfârșitul anului nu se va rezolva această problemă, va trebui să adoptăm și această soluție, să spunem, de ultimă cauză. Păi, dar nu mai continuă, că peste tot s-a rezolvat. La Consiliul Județean, nu. Cum nu? Deci nu s-au prezentat la din nou la ședința. Ședința este constituită, consilierii sunt validați, așa că nu se împietează cu nimic funcționare. Doar pe problemele de patrimoniu. Acolo unde le trebuie două treimi. E o chestiune de respect față de votul. Nu, nu. E o chestiune față de respectul legii. Acolo unde, de ce n-ați sărit în sus atunci când ați văzut că nu se respectă legea? Când ați fost în sală mass media la Roma și ați văzut că se votează cu același pix în urnă, ați văzut cum s-o vota la Roman? De ce nu ridicați problema asta? Întâi luați-o în ordine cronologică. Dacă tot vreți să fiți câinii de pază, drept și corecți. Așa ridicați-o. Dom'le, vă înțelegem că acolo într-adevăr am văzut că nu s-a respectat legea, dar noi v-am propune, în respect față de cetățean, să căutați-o. Așa aș pune o problemă dacă aș fi ziarist. Și le-a spus? Bravo, atunci vă felicit. Pentru că acolo totuși a fost o problemă cu transparența și cu procedurii. Da, a fost prea multă transparență, corect. Deci eu consider că dacă vorbim de procedură de vot, uitați-vă în articolul din Constituție care prevede secretul votului. Deci nu înseamnă că votul e secret pentru mine. Nu înseamnă că dacă eu vreau îl arăt, dacă nu, nu. Secretul votului presupune într-adevăr faptul că votul este știut doar de persoana care a votat, fără a fi arătat celuilalt. Dar eu mă ocup de problemele mele de la Roman, mai mult nu intru acolo. Dacă vreți un punct de vedere personal, acum, eu de fapt am și spus că, domnule, astea au fost lucrurile, s-a creat o majoritate în momentul de față, trebuie să mergem să ne apucăm de treabă, pentru că lumea așteaptă să se rezolve problemele. Dacă vreți să știți punctul meu de vedere personal, ăsta a fost, doamna Flora. Vă mulțumesc. Nu. Da. În primul rând se vor face, pentru că nu poți să faci cu aparatul care l-ai atât de scurt verificări peste tot. Se vor face verificări acolo unde vor fi reclamații. În general, oamenii se reclamă unii pe ceilalți că aceste acoperișuri își pot produce disconfort sau chiar riscuri sau pericole unii altora. Noi am făcut un prim apel la faptul că mulți au făcut aceste acoperișuri pe bloc. Majoritatea au fost făcute fără expertiză și fără proiect. Noi am înțeles și acest lucru, că oamenii nu au bani și cumva au fost la limita legii, chiar un pic sub lege. Nu am dorit să devenim niște intransigenți prin care să deteriorăm niște relații sociale sau chiar niște facilități pe care oamenii și le-au făcut, știind că aceste blocuri cu acoperișuri tip terasă creau destule disfuncționalități prin faptul că apăreau infiltrații și distrugeau apartamentele, în primul rând de la nivel superior, continuând și cu celelalte de multe ori. Dar am încercat să aducem sub o formă cât mai aproape de o bună funcționalitate. În acest sens a făcut apel la faptul că ar trebui oamenii, în primul rând, să-și monteze uluce și burlane. Ce se întâmplă? Aceste blocuri, aceste acoperișuri care s-au făcut, sigur că colectează o anumită cantitate de apă pe care o transmite imediat, pentru că acoperișurile terasă aveau sistem de colectare a apelor pluviale de pe bloc și transferate ori prin casa scărilor, ori prin niște ghene în structura de canalizare. În acest moment, fiind aceste acoperișuri tip șarpantă, dar fără uluce și burlane, toată apa care se adună coboară imediat spre baza blocului, se creează acele infiltrații și lumea vine: domn primar, avem o problemă, uite, se lasă blocul, s-a ocrăpat trotuarul sau se infiltrează apa la subsol.
Cred că și noi cât am putut am sprijinit și am ajutat. Deși nu intră în maxim în nivelul nostru de competență, am spus că nu putem fi indiferenți la problemele oamenilor și am venit chiar mai aproape în proximitatea lor și chiar am venit și am reparat unele alei, unele fisuri care existau la baza blocurilor. Dar eu cred că o problemă poate fi ușor eliminată dacă se construiesc măcar aceste uluce. E mai greu cu a intra cu totul în legalitate. A trecut și foarte mult timp. Cutuma, știți, funcționează și în instituția de drept, dacă ne referim măcar la partea de uzucapiune. Așa și aici, prin translație, poate fi gândită o cutumă în acest sens. Dar măcar să venim să sprijinim, în sensul de a-și monta niște uluce și niște burlane, a se asigura că acele acoperișuri sunt bine prinse pe blocuri, că nu există pericolul a pleca țiglă sau partea aceea de compozit de azbociment, cred că se poate face. Și noi am încercat să conștientizăm, să ridicăm în mediul comunitar un strigăt în sensul că există pericol de a aduce clădirile într-un risc iminent sau de a produce anumite riscuri majore pentru populația sau pentru bunurile materiale din jurul acestor blocuri. Da. Pot exista și de cercetorie și de furturi și de trafic de persoane vii sau de anumite substanțe. Noi, în momentul în care sesizăm sau avem anumite informații, aducem la cunoștința instituțiilor, instituții de diferite tipuri, suntem în legătură cu instituțiile, instituții de diferite tipuri și păstrăm, dacă vreți, un flux informațional, dar ei sunt cei în măsură să ia măsuri și decizii, având competență directă în acest sens. Da, să înțelegem că totuși au fost anumite atenționări la un moment dat. Sigur. Da. Da. Și instituții. Da. Și dacă vă mai aduceți aminte, ca să vă dau un indicator, un argument, aduceți-vă aminte de acele razii pe care le organizam o dată sau de două ori în anumite zone cu risc criminogen din municipiul Roman. Erau mânate și de acest element. Multe probleme s-au rezolvat. Dispariția acestor probleme în totalitate nu va fi, pentru că ele există de când e societatea omenească. Da? Iar după cum știți, de exemplu, prostituția e cea mai veche muncă de pe pământ, dacă o putem numi muncă. Dar acest flagel există. În unele țări chiar este încurajat. Noi încercăm să limităm dezvoltarea lui și în același timp să putem să micșorăm efectele nocive pe care aceste elemente, aceste situații nedorite în orice, în orice comunitate se pot reflecta negativ asupra comunității. Sigur că da, este direcție în cadrul primăriei. CSM Roman. Da. A fost deja ratificat, a fost trecut prin Consiliul de Administrație a Federației, a fost recunoscut la Ministerul Tineretului, deci din punct de vedere juridic și administrativ, lucrurile au intrat în funcționalitate. Și cine conduce acest lucru? Este în directa subordinea viceprimarului. Pentru că noi avem în organigramă subordonări la viceprimar, la city manager, la secretar, da, și fiecare are anumite direcții sau servicii. Sigur că toate sunt tutelate de primar. Bun, dar ar trebui să existe și un concurs prin care să numiți un director al acestei direcții? Deocamdată există doi șefi de servicii, care este o direcție cu două servicii. Cei doi șefi de servicii există. Domnul Marcel Benchea este unul. Și domnul... Mihai Cristei al doilea. Da.
Da, e o întrebare foarte frumoasă, da, și corectă. Aceste trei ghiduri există, sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Ele au fost lansate în diferite etape și, după cum știți, aici e supărarea noastră, după cum știți, ele au fost modificate. După ce au fost în dezbatere publică, după ce au fost configurate, după ce au fost lansate, după ce au fost din nou în dezbatere publică 10 zile și date formă finală. Și au intrat. Noi inclusiv avem proiecte pe care le-am finalizat în spiritul acelor ghiduri finalizate. Acum suntem în întârziere din punctul nostru de vedere, nu din punct de vedere al acestor ghiduri, pentru că noi ne-am propus mult mai repede, pentru că a trebuit toate aceste documentații tehnice acum să le refacem din nou, pentru că s-au modificat ghidurile, adică s-au modificat regulile în timpul jocului. Mai mult decât atât, au modificat și ghidul mare, ghidul porului, care a adus automat mutații către ghidurile subsecvente pe diferite axe de finanțare. Sigur! Dar nu numai acolo! Păi n-am mai depus, trebuia să depunem Celibidache și Manolescu Strunga. S-au modificat, sigur, s-au modificat. Sunt în fază, tot în această săptămână. Eu cred că luna august va fi luna când vom depune 3-4 proiecte europene, dacă nu se mai modifică ghidurile. Da, da. Adică nu avem o predictibilitate, din păcate. Eu nu vreau să cer, nu vreau să acuz pe nimeni. Dar totuși eu cred că suntem o țară care nu ne permitem luxul să ne jucăm. Eu văd aici o lipsă și de profesionalism și de responsabilitate. Vreau să nu se supere nimeni pe mine. Dar cred că nu avem oameni competenți. Eu am mai spus-o odată. Eu cred că în România principalul dușman nu-i corupția. Eu cred că este incompetența, prostia. Punem oameni, îi numim politic, pentru că nu știu ce au fost alături de noi în anumit moment, și îi punem acolo și ei de-abia știu să-și numere degete la o mână. Și vrem să atragem fonduri europene. Avem o mare problemă. Eu vă anunț că inclusiv comunele sau orășele mai mici n-au forța. Apelează la tot felul de firme de consultanță care îi jumulesc la propriu, le iau banii, după ce le iau banii nu se știe dacă se câștigă proiectul sau nu se știe după ce s-a câștigat proiectul, dacă s-a câștigat cine are puterea din primărie să-l implementeze. Deci noi avem o... Eu aș fi văzut și suntem la început din mandat. Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, să organizeze anumite cursuri pentru aleși, pentru primari, pentru consilieri. Sunt oameni care nu au avut nicio treabă cu instituțiile publice sau cu administrația publică locală. Oamenii n-au nicio vină, așa cum n-au niciun merit. Eu i-au ieșit că i-au votat lumea, dar i-au votat pe simpatie sau pe influență politică. Nu i-au votat pentru că sunt nu știu ce mari valori și niște mari competențe. De aceea oamenii aia trebuie sprijiniți și ajutați. Uitați, eu mi-am propus la nivelul PNL-ului și în această vară voi organiza o școală de vară cu primarii noștri. Și voi sta de vorbă cu ei și le voi da ceva din experiența mea. Atât cât o am eu. Pentru că eu, la rândul meu, mi-am dobedit un nivel de competență prin experiență, dar și prin învățătură. Eu n-am avut an în care să nu fiu la cel puțin un curs. Că-i pe linii de administrație, că-i pe linii de securitate, că-i pe linii de, eu știu, inspecția muncii, că-i pe linii de situații de urgență, că-i pe linii juridică. În fiecare an, la cel puțin un curs am participat. Trebuie să înțeleagă acest lucru, că dacă nu profesionalizăm clasa reprezentanților aleșilor în administrația publică, avem o mare problemă. Deja clasa politică, din punctul meu de vedere, are o problemă. Ea a degenerat mult de la an la an și de la etapă la etapă. Adică eu consider că oamenii cu adevărat valoroși și competenți nu vin în politică. Și e păcat, pentru că suferim cu toții. Noi avem de oameni nevoi buni, competenți în politică. Din păcate nu vin. Și din aia care sunt, dacă un pic nu avem grijă să-i școlim, să-i instruim, să-i călăuzim pe un drum, ce performanțe în administrație vreți să avem? Problema să nu o mai căutăm de multe ori în alte părți, la noi în curte. Și atunci când au fost, cu volumele alea, duceam aici, dacă vă mai aduceți aminte, în primul mandat am dus la București proiecte în cutia de televizor, da? Câte un metru cub de hârtie. Alea au fost invențiile noastre. Eu atunci am crezut că vin la Uniunea Europeană, ca să vă spun drept. Dar după ce am crescut și m-am făcut mai deștept, și am ajuns și eu pe la Bruxelles și am făcut acolo și cursuri și am avut de-a face la Comisia Europeană, la CORE, Comitetul Regiunilor și așa mai departe,
am avut foarte clar imaginea că noi românii ne facem cu mâna noastră viața grea. Spaniolii, fraților, au făcut toată Spania numai autostrăzi pe fonduri europene, pe o hârtie A4 pentru autostradă. Câți kilometri, ce lățimi, ce ar trebui să facă, este mai și așa mai departe, aia se depunea. Spunea, da, eligibil, este de importanță, este satisfăcută oportunitatea și necesitatea. De-abia pe urmă au început să facă SF-ul, PT-ul, pe banii lor, pe banii lor. Noi facem SF-urile și PT-urile pe banii noștri și dacă vor fi eligibili, luăm banii înapoi. Cum expiră? Da, deci aici clasa administrației publice locale, care este emanația clasei politice, trebuie un pic instruită, trebuie un pic școlită. Pentru că dacă nu, nu avem ce aștepta în următorii ani dezvoltarea majoră a comunităților și a regiunilor din România. Până la sfârșitul anului, maxim. De asta am spus că eu mă preocup deja să vedem, o decizie trebuie să o luăm. Eu vă spun sincer că eu am crezut că până în iulie-august va fi gata. Adică orice altă promisiune, ce să crezi în ea, ce să... Nu depinde nici numai de ei. S-o porni de la început prost și ca conform legii lui Marfi, un lucru care începe prost, termină și mai prost întotdeauna. Sperăm că nu. Consiliul județean au rămas cu prea puține atribuțiuni pe localități. În general, sprijinul financiar și susținerea PNDL-ului vine prin Ministerul Dezvoltării Regionale, direct către primării, ceea ce e un lucru foarte bun. În sensul că Consiliul județean nu au mai rămas așa cum au fost mai mereu în alte porți, în care primarul lua postea ghiocelului și mergea, eu n-am lansat postea ghiocelului, să fiți convinși, și ați avut concluzia asta și când a fost președinte și domnul Proteanu și domnul Culiță Tărâță și chiar și doamna Arcan. Deci i-am respectat și m-au respectat. Eu nu m-am dus niciodată cu lingurița sub braț și cu damigeana în buzunar. M-am dus frumos, corect, respectabil, am prezentat lucrurile și am fost tratat cu respect. Dar și eu am respectat. Dar faptul că acum lucrurile s-au modificat și aceste lucruri se desfășoară direct între ministere și administrație, exact cum și Uniunea Europeană, a micșorat în mod semnificativ influența Consiliilor Județene la nivelul OAT-urilor. Sigur, sunt acele OAT-uri care au probleme în primul rând de funcționare. Sunt acele OAT-uri care nici nu se pot gândi la dezvoltare când ele n-au cu ce plăti curentul și salariile. Am avut chiar sâmbătă întâlniri cu niște primari care mi-au spus că n-au cu ce plăti salariile și curentul la primărie. Că da, spui să mai vorbească de curentul la școli. Sunt probleme dramatice, fraților, în România. Nu suntem organizați, nu suntem predictibili. Nu ne-am gândit la o reorganizare administrativă a țării. Eu am mai propus-o și v-am spus-o și o știți acest lucru. Eu am propus să nu fie comună sub 5.000 de locuitori. Eu am propus să nu fie oraș sub 15.000 de locuitori. Să nu fie municipiu sub 30.000 de locuitori. Și să nu fie județ sub 1.500.000 de locuitori. Eu am propus acest lucru. Le-am făcut și la întâlnirea cu miniștri și cu prim-ministru, de câte ori am avut întâlniri. Probabil cineva nu are curajul să iei taurul de coarne, gândindu-se că mereu vin alegerile și au nevoie de acei primari care să-i sprijine la alegeri. Ori dacă vom gândi totdeauna lucrurile prin prisma alegerilor, eu de acum pot vorbi liber, că știți că nu mai candidez la funcția de primar și nu am nicio nevoie să-mi fac campanie, da? Deci în mine veți găsi în acest mandat un alt om. Pentru că eu v-am spus și eu nu mă întorc. M-am întâlnit cu Romașcan, care să știți că mi-au spus, nu mai faceți niciodată promisiunea asta, opriți-vă, că o să facem noi grevă în fața primăriei și o să venim să vă rugăm să mai candidați. Și eu am spus, nu mă întorc nici prin niciun fel de mecanism. Sunt poate și alte mecanisme prin care să pot ajuta Romanul, Romașcanii și să-i pot sprijini. Deci am spus că am candidat acum a treia oară pentru funcția de primar la al treilea mandat. Și pot să spun, poate o să ziceți, dacă nu erați în primul sau în al doilea, nu erați într-un fel ancorat și de partizanatul obținerii unor voturi? Ba da, aș fi ipocrit să spun că nu. Dar acum mă simt mult mai liber și pot să spun lucrurilor pe nume. Și vă spun cu foarte mare deschidere că interesul pentru voturi face ca să existe un foarte mare subiectivism și o foarte puțină deschidere
către o administrație, către o aplicare a legii unitară, echidistantă și pe baza egalității de șanse. Ele vor fi alimentate ca orice direcție din primărie, prin buget alocat specializat. Deci nu mai e ca prin Consiliul Local să aloci acum fonduri speciale, înțelegeți? Ele se alimentează direct din buget. Fac ca orice referate, analize, iar prin buget vin alocările făcute cum e la fiecare început de an. Bun, s-ar putea, fiind început nou de drum, la rectificare să existe o așezare în momentul de față. Iar ce bani au mai rămas repartizați către acele instituții care au existat până acum, să se întoarcă în buget local. Da. Asta o să întrebare și aș mai avea una cu atingere la trei proiecte pe care le anunțați dumneavoastră pentru anul opus. Nu vorba de strada Eternității, giratorul partea nordă a orașului și controlul partea din Pedala. În ce stadii sunt și dacă există șanse să se încheie până la urmă în 2016? Nu. Nu există lucrări, da, dar nu să le încheiem în totalitate. Deci pe tronsonul 4 începem din pietonal. Am început lucrările. Știți că acolo am avut o problemă cu firma care a intrat în insolvență, cu probleme. Am făcut inventarul, ceea ce s-a lucrat, ceea ce s-a plătit, s-a scos din nou la licitație, s-a făcut evaluare, s-a licitat pe SEAP, s-a adjudecat, s-a dat ordin începere lucrări. În momentul de față au reînceput lucrările pe pietonalul 4. Ei mai au încă 2 ani de zile termen să termine această lucrare. Deci este vorba de 2017 final, adică un an și jumate, deci nu 2, dar jumate. Sperăm. Funcție și de buget. Lucrările se pot termina într-un an jumătate. Acum mai avem și banii necesari până la sfârșit. Asta e una. 2. Sensul giratoriu. La sensul giratoriu Poarta Nord am finalizat procedura de licitație. Ea s-a licitat, azi dimineața am semnat contractul deja. A fost licitat pe procedură electronică. Mai avem o singură mai avem o singură problemuță administrativă, să spun așa. Ne-au cedat terenurile tot cei din jur de acolo. Mai puțin e finalizată problema cu Petromul. Au făcut și ei dezmembrările, au făcut și ei procedura de sponsorizare către noi, rămâne propriu zis de finalizat și de semnat. Am și aprobat primirea terenului prin ședință de hotărâri local. Deci sincopă practic nu mai avem. Ca să dăm drumul la lucrări, trebuie să fie finalizat și acest lucru și după ce voi avea finalizat, eu voi încerca să merg cu acest obiectiv. Deja am fost la Mederap și am discutat problema pentru a fi introdus pe OG28. Încercăm acest lucru pentru a merge pe PNDL și cu acest obiectiv. Adică să fie finanțat și de la buget local, dar aș vrea să obțin o parte din finanțare și de la Mederap. Ăsta ar fi al doilea, al treilea? Strada Eternității. Strada Eternității este și ea în final cu proiectul. Eu sper ca până la 1 septembrie să avem total și avizele. Probabil în luna septembrie în ședință să-l aprobăm ca indicatori tehnico-economici, dar probabil lucrările, în fapt, nu le vom mai începe în acest an, pentru că n-are sens pe toamnă și pe iarnă să desfac și să lăs drumul desfundat și să-l începem, dar să avem făcut tot ce înseamnă PT, aprobări, indicatori, licitație și să fie la cheie și în primăvară să dăm drumul la lucrări. Cu plăcere. M-au epuizat, dar totuși vă formule și o întrebare. Da. Să mă lămuresc până în final. Sunt angajați ai primării acum jucătorii prin noua structură? Nu. Numai aparatul tehnic sunt angajații primăriei, iar jucătorii sunt prestatori de servicii. Deci cu contracte individuale. Fiecare are SC. Nu PFA sau altceva. Fiecare are SC și există direct? Cu contract direct. Cu suma negociată. Cu suma negociată. Să contract. Înțelegem că vechea asociație, ONG-ul care a fost, s-a desfințat. Corect, se închide. Și, încă o lămurire, a fost o finanțare pentru asociație. Acum ar trebui modificate, nu știu, hotărâri de Consiliu Local, pentru că acea finanțare să intre, pentru că la, în decembrie am trecut, a fost dată suma de pentru
ONG, asociația... De acord, dar eu v-am explicat cum e la bugete. Aia este alocare. Nu înseamnă că au fost, când am votat bugetul, banii, poftiți banii. Bugetul este un organism viu. Pe măsură ce faci încasări, faci și cheltuieli. S-au mutat plățile, da, dar dacă ați văzut, pe parcursul acestui an, noi avem foarte multe hotărâri de Consiliu care au venit și au pregătit tot acest punct terminus în care am ajuns. Practic, cu începutul semestrului 2, am intrat pe noua organizare. Banii care au venit la Consiliul Județean i-am epuizat repede din primul jumătate de an. Adică, pentru că... Da, nu, dar s-a cunoscut proiectul. Da, da, nu, dar și banii au fost mult mai puțini, pentru că s-a făcut pe... Cum? Nu, au fost până la jumătatea anului. Da. Nu, nu, nu. Au fost până la jumătatea anului și i-am s-o cheltuit. I-am terminat. Că doar nu era să rămâneți mai de înapoi. Chiar dacă e perioada de concedii de vacanță, ați mai discutat problema, ați mai dezbătut, ați mai făcut demersul cu acea mașină smurt, care e importantă, lucrează, nu lucrează, ce mai știți? Sau poate... Acolo era într-o fază problema la Direcția de Sănătate Publică, care în discuție cu Ministerul, spuneau că ar reuși să identifice o problemă prin care să funcționeze. Da, asta era. O linie de gardă la Spitalul Județean care să deservească smurdul de la Roman. Nu mai știu acum de o săptămână, două, nu mai știu. Probabil și lumea în concediu, acum fiind iulie-august. Și o ultima întrebare. Să fac pregătiri pentru toamnă, în noiembrie, cum am din nou alege. Există vreo perspectivă, un nume? Pentru că probabil campania a început deja și... Nu, campania n-a început deja, dar sunt discuții. Eu, ca secretar general, am fost și sâmbătă și duminică la Piatra și am început analizele pe fiecare comună și pe fiecare localitate din din județul Neamț. Există candidați valoroși care să fie promovați? Vor fi. Eu zic că vor fi. Avem speranțe că vor fi. Sperăm. Dar vom vedea. Funcție de ce se întâmplă. Nu știți că în politică, din păcate, există o slabă predictibilitate. S-ar putea ce hotărăști în seara asta să nu mai fie mai valabil mâine seară. De aceea, într-un fel, îi răspund indirect și doamnei Flora vis-a-vis cu acele întârzieri și neparticipări atunci la Consiliul Județean. Acele s-au întâmplat tocmai pentru că au fost anumite discuții și anumite lucruri clar stabilite cum ar veni în seara asta, iar mâine dimineață, în ziua ședinții de Consiliul Județean, au primit semnale că nu se mai respectă. Și atunci, bineînțeles că s-au creat anumite momente de respiro pentru a se putea reanaliza. Pentru că, să știți, și nu vreau să fac mai multe discuții, cât de evident pare că s-a ieșit într-un fel, a fost pe cumpănă decizia la nivelul Consiliului Județean. Atât pot să vă spun, mai mult nu pot să dau din casă, pentru că zic dau din casă că am fost în momentele celea în focul fierberii, dar au stat așa, oricând se putea întâmpla într-un fel sau altul, s-a decis într-un fel. Eu respect deciziile care s-au luat, de aici încolo să avem o colaborare bună, sper să treacă peste orice fel de ambiții destructive și peste orice fel de inconveniente și să putem colucra și să colabora. Până la urmă, oamenii valoroși politici trebuie să discute cu opoziția și cu adversarul său. Problema, sigur, că e valabil și dintr-o parte și din cealaltă. S-a întâmplat, acesta a fost lucru, haide mai departe să vedem, pentru că până la urmă suntem condamnați ca 4 ani de zile să conviețuim împreună și să luăm decizii împreună și nu putem să luăm deciziile și hotărârile pe baza unor sentimente personale. Trebuie să gândim cât mai obiectiv pentru județ, pentru fiecare localitate în parte. Așa văd eu lucrurile. Și întrebarea de relaxare. Se termină Bâlciu, în august ce activități vor mai urma? Va urma târgul de gustar, va urma târgul meșterilor populari, târgul de gustar va avea loc tot aici în piața Roman Mușat, cu 3 zile de spectacole, cu 3 zile de bere, de... Da, pentru târg de gustar pe care noi îl dăm, după cum știți, și în cinstea diasporei.
adică și în cinstea celor care sunt plecați în străinătate și vin acasă în luna august. Este luna de concedii, este ziua Sfintei Marii, sunt câteva evenimente foarte importante în luna august, din punct de vedere religios, din punct de vedere comunitar, inclusiv personal, și atunci trebuie să marcăm această lună și pentru romașcanii care se află în diferite colțuri ale lumii. Eu așa l-aș numi, dacă vreți, această activitate: Târgul de Gustar, Târgul Meșterilor Populari, Târgul pentru Străineri, pentru Diaspora. Și cred că va fi chiar înaintea începerii turneului Roman Mușat. Adică undeva în a treia decadă a lunii august. A doua, a treia decadă. Între 14... Rămâne zona de organizare în centru. Da. De la anul. Și acolo e o discuție, să facem o dezbatere, pentru că, să știți, după ce eu am lansat acel lucru, mai multe mi-au venit negative decât pozitive, să știți. Da, lumea a reacționat. Și a spus, nu e corect să faceți asta. În toate orașele europene, manifestările se fac în centrul orașului. Nu ne duceți pe noi la periferie. Da, eu vreau să întreb dacă a început să strângă bani domnul primar pentru 5 august. Am început, că vreau să plec cu familia mea undeva și am început să strângem ca să... Eu întrebam pentru prieteni, să-i serviți cu ceva, nu? Nu mai servesc, că nu mai dau, că am văzut eu și în campanii, care cred că sunt mai prieteni, pe urmă nu mai sunt. Și atunci am zis că cei mai buni prieteni sunt familia, mă duc cu familia. Nu-i mai bun așa? În țară sau? Cum? În țară, sunt patriot. În țară. Pe scala chimiei, în fiecare zi de marș și de joi, se adună mașinile pentru școlile de șofer pentru că se dă proba practică examenului pentru ținerea de permis. Nu există bani și nu există nicio toaletă publică și uneori nu e foarte confortabil de stat acolo pentru cei care așteaptă. Când ai un examen din ăsta, trebuie să treci prin emoții și prin situații mai grele, trebuie să știi că te-a marcat. Și eu, când eram student, știu că mi-aduc aminte, aveam emoții, mă strângeam multă, mă trecea diaria, aveam, frate, trebuie să simți un pic greutățile astea, stai în picioare, îți tremură picioarele, te bate soarele în cap, simți un pic și rigorile, vreme, plouă, nu? E examenul șofer oricum? Nu, trebuie un pic de suferință. Fără un pic de durere, fără un pic de suferință, n-ai să apreciezi rezultatele unei munci frumoase. O să ne gândim într-adevăr la niște bănci. Eu am mutat acolo pentru că știți că era în zona episcopiei. Mi s-a părut atunci că e prea multă aglomerație, atunci am propus zona aceea. Dar din punct de vedere a toaletei, cred că e mai greu să rezolvăm. Dar există toaletă publică la monumentul de la intrare în cimitir. Avem toaletă publică acolo. Pot să meargă acolo, iar niște bănci, într-adevăr, cred că e o propunere bună și va trebui să montăm niște bănci acolo. Corect, mulțumesc. Ce am spus mai devreme, luați-o ca și notă de glumă. Am zis că e vară, așa să fie un pic mai vesel astăzi, mai ales că e și prima întâlnire și după campanie electorală. Și încă o dată să mulțumesc romașcanilor că au avut încredere în mine și mi-au dat un așa rezultat frumos, că am ieșit cu rezultatul cel mai frumos dintre primarii din municipii din România. Adică foarte frumos și le mulțumesc din suflet și am să trag și am să muncesc în continuare cât am să fiu primar la Roman. Dar nu mai mult din un mandat. Adică asta. Da. A, nu știu. E greu. Vreau neapărat om de valoare romașcan. Doi? Doi. Sau măcar unul care să facă cât doi. Da, acum ai pe listă, nu mai. Acum ai pe listă. Înseamnă că trebuie să fie ca pe listă cineva. Bun, da, trebuie să fie cineva bun. Bine, eu vă mulțumesc, vă urez o zi și o săptămână frumoasă. Să aveți o vară la fel, să vă bucurați de această perioadă estivală. Sănătate dumneavoastră și tuturor romașcanilor. Doamne ajută!